Prieten de play. Ce fac? Chem comandoul sau... Mă, tăticule, dacă nu mi-ai pus întrebarea asta de 747 de ori... Da, dar nu mi-ai răspuns niciodată. Ba da, ți-a răspuns. N-ai fost atent în sala de judecată. Eram și eu înfierbântat, încins... Păi tăce. E bine. E bine. Oțelul încins, dacă îl iei, îl bați cu ciocanul, faci ce formă vrei din el. Nu? Da, și... Nu mai te încinge, mă, oțelul. Dacă eu vreau să fiu sabie... Păi până acum ce ai fost? La cum am mers treburile, am fost de toate. Am fost și gratii, am fost și clață de la ușă, am fost și pătraie la gura sobei. Măcar o dată puteam să fiu și eu potcoavă. O dată. Atât. N-am fost să fiu. Ce faceți? Ce aveți fețele astea așa? Am pierdut procesul? Nu, mai nu, doar. Cum să pierdem procesul? S-a amânat ședința. Hai, dracu, ce ai putea să vină, mai vrei fișoarca că trebuia să nu-ți plătesc nici corta? Mor tu, dracu, care ești, că mai enervezi, dar vine să-ți mulți părul din cap. De ce ești fă nervoasă? Păi, dar cum, mă? Eram pe la Onirii, în taxiul cu bău ăsta și v-am văzut când ați trecut cum ați dat pe lângă noi și i-am spus la bău ăsta hai mă să prindem din urmă, mă, că vrem și noi să ne întâlnim, să venim ca o familie acasă. E, nu, dobe, tot cu dracu, dacă n-a stat la toate semafoarele, dacă n-au ocolit toate babilii paralizate, dar mi-a făcut numai nervi, mi-a făcut. Cum a fost? Spune-i tu mie, Nădoru. S-a amânat ședința. Flexează piciorul, flexează. Hai, hai, hai. Bine, coborăm și... Încă o dată, încă o dată, sus, 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 sus. Una, două, sus, 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 hai că merge, merge. Coboară ușor. Bun. E mai bine, nu? Hai, mai facem încă două, sus, și. Una, sus, 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 una. Coboară. Și sus, imediat. Și sus, sus, sus. Două. Asta este. Bun, coboară. Mai face pe singur la fel, dar nu te oprești. Te las singur, vin imediat. Cred că în câteva zile să avem probleme. Mult. Foarte mult. Dă-i omului ce are nevoie. Grăbește un pic. Stăm în loc. Eu am oferit tot ce are nevoie. Știi foarte bine că chestiile astea durează ceva timp, da? Depinde el, n-am ce să fac. Adresa comandantului, ai găsit-o? Încă nu. E incredibil. Extraordinar. Tu îți dai seama că în momentul ăsta nu mă ajuți cu nimic, cu absolut nimic, îți dai seama, realizezi? Ana. Stăm pe loc! Ana, omul ăsta practic e o fantomă. Nimeni nu-l cunoaște personal, peste tot pe unde am întrebat de el, nu primesc niciun răspuns. Nimeni nu știe nimic. Vino în pace. Am făcut rost de profilele câtorva care lucrează pentru el. Nu este nimic, sigur. Asta trebuie să vedem noi. Ia-o pe pista asta și vezi ce poți să afli. Unde stau, ce lucrează, cum știi foarte bine. Știu, 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 da.
Poți să-mi dai și mie pozele astea? Da. Un stick, ceva? Da, imediat. Ok. Bun, și după ce facem, după ce strângem toate probele astea, ce facem cu ele? Îi le dăm lui Cosmin. Și aranjăm o întâlnire, direct la comandant. Înțeles. Stați-vă pe aici. Mă uităm și mâine. S-a întâmplat ceva? S-a întâmplat ceva? Nu, sunt bine, stai liniștit. Să-ți mai aduc un ceai? Da, că ăsta s-a răcit. Tu care sting eu medalion. Zice că ai un medalion foarte interesant. Întotdeauna am simțit ceva aparte când l-am purtat. Am zis eu ceva greșit? Nu. Nu mai bine. La medalion, soțiu. Ai spus că se potrivește foarte bine. I always believe it should belong to her. They go very well together. Don't you think? Yes, indeed. Miss, you should always wear it. Ar trebui să-l porți tot timpul. Da. Crezi că cea mai bună idee e să se întâlnească Cosmin cu comandantul? De ce? E cel mai implicat în povestea asta. Tocmai. Că e cel mai implicat și motivat. Și nu mai pune întrebări de-astea. Am luat o decizie, asta facem. Te rog frumos. Mai am o întrebare. Zi. Ultima. După ce aflăm adresa comandantului, care-i planul? Tu ce fă faci? Rost de adresa aia și vedem noi ce păi facem. Eu încerc să fac dar rost de adresa aia. Dar tu nu vezi să stăm pe loc? Păi dacă n-avem nicio pistă, păi ce? Singura pistă pe care o ai ți-am dat-o eu acum. Mulțumesc mult. Mulțumesc și singurul lucru la care te pricep este să faci pană. Aha, mersi. Cu foarte plăcere. Glumeață, știu, mi-o merit. E bine? Hai, terminăm seria asta și ne odihnim un pic, da? Hai. Ce faci, tata? Ești bine? Că mi-a zis fata nouă că a fost cineva aici și v-ați certat. Pe cine a fost aici? Cine? De cine a fost? Pe cine a fost? A fost țiganul, ce să fie. Țiganul italianul. Uite ce praf e, ce vizit, uite. Uite ce păi, Felicia. Cum e viața asta, mă? E ca o roată, uite așa să învârte. Când sus, când jos, când sus, când jos. Când e jos, te chinui. Te agăți, te ridici, îi ajungi în picioare. Ajungi în picioare, nu ajungi bine în picioare și pah! Primești o palmă de la viață, palmă, primești un pumn de la viață, că te trești iar în genunchi. Nu în genunchi, în praf, în nasul țărânului. N-am înțeles nimic. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Planul nostru s-a dus pe apa în vedea aia. S-a întâmplat. Țiganul nu vrea să vândă acțiunile. Cum adică nu vrea să vândă acțiunile? Păi dar ce e prost? E nebun? Că nu pierde prost, o grămadă de bani. E nebun, că toți suntem nebuni, dar prost nu e deloc. Ce să piardă? S-a prins de stratagema aia noastră și nu vinde. Poate a cumpărat din nou ceva. Păi,
Vezi cum mă enervez. Cum să cumpere Dinu? Dacă ăla nu vinde. Dacă nu vinde, cum să cumpere? De la cine să cumpere? Ce să cumpere dacă nu vinde? Și ce facem acum? Păi ce facem? Ce-am făcut altă dată când eram la pământ? Am fost la pământ, nu? Gândim. Dăm? Gândim și încercăm să recuperăm. Să ne reabilităm, să ne ridicăm de la pământ, să ne... Nu vrei să luăm o vacanță? Mergem în Tahiti, ne gândim acolo. Tu ce spui? E momentul de vacanță că eu n-am liniște nici ziua, nici noaptea. N-am pace, n-am nici vară, nici iarnă, nici până nu recuperez firma, nu pot. Mergem în Bali, fac eu rezervări. Mai. Lumea. Singapore. Asta mi-o mai scuipat în ureche, mă zic. Singapore. Mama, să tot amână. Să tot amână, nu știu ce e asta, că eu nu mă pricep, nu înțeleg. Dar haide mă să ne facem dreptate singuri, dacă ăștia e așa neotărâți. Nu ne facem nicio dreptate singuri. Plătim banii care e și gata. Nu, doar eu n-am atâția bani, ți-a zis? Da, mă, n-ai tu atâția bani, mi-ai zis, dar are tăticu. Dar pe tăticu nu-l întrebați? Ce să-l întrebăm pe tăticu? Păi să mă întrebați dacă am atâția bani. Ce, mă, tăticule, n-ai tu atâția bani? Am, dar ce te interesează pe tine? Da, copii. Voi v-ați învățat un lucru greșit în ultima vreme. Să aveți păreri. Așa. Ori casa asta, numai eu hotărăsc ce face. Nu? Păi ce facem aici, colovi? Pe mine, sodicătoarea asta m-a emoționat. Tare de tot. Și eu cred că ea o să ne ajute. Plus că de asta m-a scăpat dintr-o infracțiune mare. De tot. Și plus că mai vreau să mă ocup de școala mea. Să termin școala mea. Mie nu-mi trebuie probleme. Lucrurile o să se rezolve. Nu știu cum, dar o să se rezolve. Acum vreau să mâncăm. Nu poți să mănânci călzat. Eu mai mâncă ce mănânci. Te mâncă ea pe tine.